Bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Iulia Dumanska și Denisa Dedu apără poarta României la handbal feminin. Una evoluează în străinătate, cealaltă aici, în țara noastră. Și le-am adunat pe amândouă să-și spună povestea. Denisa Dedu, Iulia Dumanska, portarii echipei naționale a României la handbal feminin. Vă gândeați vreodată că o să ajungeți să apărați poarta României, Iulia? Sinceră să fiu, nu, pentru că eu m-am născut în Ucraina și doar pe parcurs am obținut cetățenie română. Tu, Denisa? La început, seama, pentru mine a fost tot o joacă handbalul. Nu mă gândeam că voi ajunge așa departe, dar treptat am văzut că, nu știu să zic, drumul meu este acesta și mă regăsesc în sportul acesta. Și normal că și aspirațiile au crescut și mi-am dorit foarte mult ca într-o bună zi să ajung și la echipa națională. Tu ai început handbalul destul de târziu. Da, da, într-adevăr. Cred că în jur de vârsta de 14 ani m-am apucat de handbal. Cum aș și spus, destul de târziu față de celelalte colegi ale mele care aveau deja, nu știu, 5 ani înaintea mea, dar... Eu cred că evoluția mea a crescut destul de repede așa și am reușit să fac pasul spre înalta performanță destul de devreme așa. Dar de ce așa târziu? Nici eu nu știu. Cum am mai spus la început, a fost o joacă pentru mine. M-am dus la handbal cu o prietenă de-a mea. Oarecum să-mi găsesc o altă activitate, pentru că atunci când ești copil poate pierdeam timpul, nu știu, în fața blocului, doar jucându-mă, nimic, nefăcând nimic, nu știu, ceva așa productiv pentru mine. Și am zis, hai să încerc să fac și altceva. Și m-am dus la handbal, mi-a plăcut și atunci a fost click-ul acela, că vreau să fac asta în continuare. Ce te motiva? În momentul acela? Uh-huh. Nu pot să spun că aveam așa o motivație. Era, nu știu, am început totul așa, dintr-o joacă, cum am mai spus, și mi-a plăcut foarte mult. Vă dați seama că prima dată mă gândeam că e bine să faci sport, să faci mișcare. Iar pe parcurs, când competițiile au început, atunci am simțit gustul acela de gustul competitiv. Iulia, la tine o ucrainiancă în România. Ce caută o ucrainiancă în România și iubește atât de mult România? Nu știu, a fost chiar un noroc. În septembrie în 2010 am venit la Baia Mare, în probă de joc, cu echipa mea la un turneu. Și de atunci, domnii Marta de la Club Sportiv Marta Baia Mare m-au observat și m-au dorit foarte mult la echipa lor. Eu, sincer, să fiu, prima dată am început să râd, pentru că nu mi-a venit să cred că aș putea să-mi continui cariera în altă țară. Și după acel turneu am plecat acasă, pentru că n-am luat toată treaba asta în serios. Și ce s-a întâmplat apoi? Am stat și m-am gândit și eu chiar mi-am dorit să plec în altă țară, să învăț o limbă nouă și părinții mei m-au susținut foarte mult, pentru că și tata a fost fotbalist, mama mea a fost portar și bunica la fel, deci suntem o familie de sportivi și am decis că în anul 2011, în ianuarie, să mă mut în România. Cum a fost decizia asta pentru tine? A fost mai mult asumată sau inconștientă? Mă gândeam foarte, foarte mult. Am vorbit și cu tata și cu mama și ei mi-au spus că trebuie să fac ceea ce simt eu. Da, poate sună amuzant, dar atunci aveam doar 14 ani și mi-a fost destul de greu să mă decid ce să fac, să rămân în Ucraina sau nu. Mama m-a sprijinit foarte, foarte mult și mi-a zis că trebuie să încerc să merg în România și să văd cum o să fie. Pentru că în Ucraina nu ai niciun viitor și
trebuie să fac sacrificii ca să ajung acolo unde îmi doresc eu. Denisa, la tine părinții ce au spus vis-a-vis de decizia ta de a face handbal? Da, s-au bucurat foarte mult. Prima oară fratele meu s-a dus la handbal, iar după aceea l-am urmat și eu, să zic așa. Și ne-au susținut tot timpul. Chiar se bucură de fiecare dată când vin la noi la meciuri și retrăiesc cu noi, să zic, momentele fericite din cariera noastră. Sunteți amândoi unul la Făgăraș, din câte știu? Da. Fratele meu e la Făgăraș, este pivot, iar eu portar la Ziua Foc. E plăcut, să zic așa, ca și fratele meu să fie și el handbalist. Avem subiecte comune așa de discutat. Ai început prima oară să joci Inter, doar că ai ajuns portar. Povestește-mi un pic. Da, la început jucam Inter, îmi plăcea, să zic așa, dar pe parcurs, când lucrurile, să zic, avansau, mi-am dat seama că nu prea sunt făcută pentru jocul așa în teren ca și jucătoare de câmp. Antrenorii își doreau să mai aibă în poartă, pentru că eram destul de înaltă și ca și portar asta se cam căuta. M-au pus în poartă, am văzut că, nu știu, apăr mingile și că sunt făcute, să zic, pentru postul de portar. M-a încântat lucrul acesta, primeam destul de multe încurajări și atunci așa am rămas în poartă și n-am mai ieșit de atunci. N-am mai dorit să încerc și alt post după aia. Nici acum nu te tentează să încerci, nu știu, un post al unor jucătoare de câmp? Nu. Nu, m-am obișnuit ca fiind portar și nu mă văd încercând și pe alt post. Iulia, cum e să fii portar? Adică ce calități e nevoie să aibă un portar și dacă și tu ai fost tentată să încerci să joci pe alt post? Eu am început să joc handbal ca și pivot și centru. Mi-a plăcut foarte mult să alerg. Dar, din fericire, antrenorul meu m-a pus în poartă, am apărat 37 metri consecutiv și de atunci, din ziua aceea, mi-a zis antrenorul că de acum o să rămâi în poartă. Și până acum sunt și eu, am rămas în poartă. Care considerați voi că a fost momentul decisiv în cariera voastră încât să deveniți ceea ce sunteți acum? La mine este plecarea din Ucraina și pentru că pot să zic din 2011 viața mea s-a schimbat total și sunt foarte fericită că am făcut acest pas, că nu mi-a fost frică și sunt foarte mândră de mine că am reușit să fac acest lucru. Cum a fost să nu-ți fie frică? Pentru că exact tu spuneai mai devreme, aveai 14 ani, mama ta ți-a sugerat să faci ceea ce simți. Ce în sufletul unui copil de 14 ani și fată, în momentul în care ia o decizie să schimbe țara, să învețe o limbă nouă de la zero, ce te-a făcut să nu-ți fie frică? Sau cum ți-ai învins frica aceea? Sinceră să fiu, de când eram mică, atunci când aveam 10-11 ani, mi-am dorit foarte mult să plec în străinătate, să vorbesc în limbă străină, adică să nu mă înțeleagă nimeni. Și pot să zic că și bunicii mei m-au ajutat foarte mult, pentru că ei sunt foarte credincioși și mi-au zis că nu trebuie să-ți fie frică, doar trebuie să te temi de Dumnezeu. Totul o să fie bine, să mergi cu capul sus și fără frică. Deci, practic, încrederea ți-a fost inoculată din familie. Au fost oameni în jurul tău care ți-au spus să ai încredere în tine și te-au făcut să simți încredere. Da, și mi-au zis că nu este rău că vrei să încerci ceva nou, oricând poți să te întorci acasă. Dar asta a fost motivația mea să nu mă mai întorc acasă.
Pentru că vă dați seama cum sună. Te duci, încerci ceva nou, stai 3-4 luni și după te întorci. Adică mie nu mi-a plăcut cum sună asta și de asta am avut o motivație mult mai mare ca să muncesc mai mult și ca să stau cât se poate de mult în România. Și știi ce mi se mai pare la tine? Că ai avut foarte multă răbdare și știu asta pentru că mergeam la Baia Mare când tu evoluai acolo și cred că erai al treilea sau al patrulea portar, ceva de genul, la echipa din Baia Mare și vedeam cum, nu știu, stăteai cumva pe margine, te uitai și știai probabil în sufletul tău că la un moment dat momentul tău va veni. Corect? Corect. La portari este mult mai greu pentru că atunci eram foarte tânără, aveam 18 ani și da, știam că trebuie să am răbdare pentru că am în fața mea cei mai buni portari, pe Paula Ungureanu și Ionica Munteanu. Eu am avut încredere și știam că o să vină și momentul meu. Doar trebuie să stau calmă și să muncesc foarte mult în continuare. Denisa? La tine? Da, eu sunt perfect de acord cu ce a spus Iulia. Într-adevăr, aceste momente trebuie un pic așteptate. Ca și portar e situația un pic mai dificilă, așa, un pic mai complicată. Se spune că un portar bun trebuie să capete un pic de experiență. Noi încă suntem destul de tinere, să zic așa, dar sunt sigură că cu multă muncă, multă perseverență și cu răbdare pentru fiecare momentul oportun va apărea. La tine care a fost acel moment decisiv în cariera ta, astfel încât să fii acum aici în momentul ăsta? Da, nu prea m-am gândit așa să zic la care ar fi momentul exact care, nu știu, m-a împins spre înalta performanță. Creșterea pot spune că a fost așa treptată, dar dacă e să aleg, ar fi poate, nu știu, prima mea convocare la echipa națională de senioare, să zic. Atunci poate am realizat că treaba este destul de serioasă și că da, accelerea spre înalta performanță, am făcut-o destul de tânără, să zic așa. Acel moment a fost campionatul mondial din Brazilia? Când am fost prima dată, da, la o competiție de senioare, da. Eram destul de tânără, cred că aveam 17 ani. Da, nici când mă gândesc acum și retrăiesc, cred că, momentele acelea și emoțiile, eram destul de tânără. Da. Dar voi realizați astfel încât, nu știu, să faceți cumva o comparație între tine, tu, Denisa Dedu, care erai alături de Eliza Buceschi, atunci mi-aduc aminte da, în tribune. Da, erați și voi, nu? Atunci, da. Eram alături de voi și acum Denisa Dedu care apără poarta națională? Da, a trecut ceva timp. Vă dați seama că asta a fost aspirația mea, să zic așa, ca într-o bună zi să fiu, să zic, poate un om de baza națională. Mi-am dorit foarte mult, am muncit foarte, foarte mult și mă bucur că în momentul de față am reușit acest lucru, dar cum am mai spus, e nevoie de răbdare un pic, pentru că nu poți realiza lucrurile așa peste noapte. Ce înseamnă pentru tine a muncit foarte, foarte mult? Ne poți da acum așa detaliat ce înseamnă muncă pentru tine? Da, ce pot spune? Că sunt o persoană, să zic așa, destul de muncitoare. Cum am mai spus, îmi doresc din suflet să ajung la cel mai mare nivel. Și sunt conștientă că pentru asta e nevoie de sacrificiu. Da, ce înseamnă asta? Înseamnă antrenamente destul de intense, să zic, antrenamente specifice pentru portari, pregătirea fizică, de asemenea, sunt mai multe lucruri și consider că am reușit așa în mare parte să mă antrenez la un nivel destul de ridicat. Iar lucrul ăsta îmi doresc din suflet să se vadă mai mult în viitor. Și la sacrificii, ce sacrificii consider că ai făcut pentru handbal? Da, sacrificii. Vă dați seama că atunci când iubești un sport, poate nu le poți cataloga neapărat ca și sacrificii. Dar, într-adevăr, trebuie să renunți la anumite lucruri, trebuie să, nu știu,
Cel mai mult să spun că ar fi familia. Atunci când ai timp liber, nu prea poți să faci tot ce ți-ai dori sau de sărbători, nu tot timpul ești alături de familie, lucruri de genul ăsta. Dar atunci când există pasiune pentru ceea ce faci, lucrurile astea le resimți, dar trec altfel, oarecum. La tine, cum stă treaba cu munca, Iulia? Da, am făcut și eu multe sacrificii. La Baia Mare, când eram junioară, mă trezeam la 6:30, pentru că la 7 aveam antrenament. După la 9 trebuia să merg la școală, până la ora 1 și după masă, la 3 din nou aveam antrenament. Aveam foarte mult de lucru. Trebuia să fac și teme, trebuia să mă pregătesc și de bac, trebuia să mă antrenez ca să prind și eu o echipă. A fost foarte greu, dar mă bucur că am reușit să-mi găsesc o echipă la senioare și pot să zic că și acum fac sacrificii în continuare. Sunt în aceeași situație ca și Denisa, sunt departe de familia mea. Pe mama și pe tată le văd doar de Crăciun și în vacanță, în luna iunie. La fel sunt plecată și de sora mea. Nu suntem aproape, ea este la Baia Mare, eu sunt la Vâlcea. Dar când avem timp liber, cu siguranță încercăm să găsim și noi o fereastră liberă ca să dăm și noi o fugă. Ba vine ea la mine, ba mă duc eu la ea. Și de Crăciun încercăm să recuperăm timpul pierdut cu familia noastră și mergem și noi la ei. Ar merită? Da. Normal, dacă n-ar merita, poate nu am fi acum aici. Da, merită, pentru că avem și satisfacții. Acele trăiri pe care le ai atunci când câștigi un meci sau după o fază, nu știu, fază reușită, acea trăire, acea bucurie nu se compară cu nimic. Numai atunci când le trăiești îți poți da seama și nici nu pot fi explicate, să zic așa, în cuvinte. Apropo de acest lucru, îți mai aduce aminte și te-aș ruga să-mi povestești, bineînțeles, dacă ți-aduce aminte, acea partidă câștigată de România cu Rusia în care tu ai apărat senzațional? Da, cum să nu-mi aduc aminte. Da, într-adevăr, a fost un meci foarte, foarte bun pentru mine. Când stau acum și mă gândesc, parcă nu realizez oarecum. A fost un meci foarte perfect. Așa. M-am simțit chiar în largul meu atunci și am simțit că, nu știu, poarta e închisă. Da, într-adevăr, da, meciul acela o să rămână în amintirile mele, dar îmi doresc din suflet să nu fie singurul. Eu sunt convinsă că vor mai exista. La tine, Iulia, meciul cu Spania de anul trecut a fost la fel un meci foarte bun făcut de tine. Cum a fost din teren? Da, au fost multe emoții, mai ales că am debutat la un campionat mondial. Eu încerc să-mi ajut colegele cât pot eu, pentru că este un sport de echipă și încercăm să ne completăm una pe cealaltă, să ne susținem una pe cealaltă și este ceva extraordinar să poți să joci pentru națională, pentru că a fost visul meu și mă bucur foarte mult că am această ocazie să reprezint România în continuare și sper să pot să fac lucruri numai bune și foarte bune. Care e atitudinea unui portar? Se face diferență între mentalitatea voastră sau ceea ce simțiți voi și celelalte jucătoare? Adică voi știți mult mai bine ce se întâmplă acolo. Celelalte jucătoare de câmp se pregătesc, cumva joacă în echipă, se completează una pe cealaltă. Cumva parcă postul de portar e ca și un sport individual. Ești acolo și ești pus în fața faptului împlinit. Da, într-adevăr, postul de portar este destul de dificil. Ca și atitudine, să zic așa, trebuie să fie una destul de,
de puternică și, să zic, impunătoare, mai ales față de adversar, pentru că noi suntem ultimul apărător, să zic așa, și în multe situații suntem practic noi singuri cu Adversar. adversarii, exact. Și atunci nu trebuie niciodată să arăți, nu știu, vreo teamă sau să se vadă că e singură acolo. Nu, trebuie să ai o atitudine destul de puternică pentru a intimida oarecum adversarul. Iulia, tu ce simți? Am văzut că, cel puțin, nu știu, poate mă înșel, dar la tine mai mult văd cum te uiți către bancă să-ți iei energia de acolo decât la Denisa. Eu când apăr o minge, mă uit la fetele mele și la Denisa, cu siguranță, pentru că noi ne sprijinim una pe cealaltă, pentru că avem foarte mare responsabilitatea pe umerii noștri, pentru că, cum a zis și Denisa, portarul este ultimul apărător și eu asta îmi doresc din tot sufletul, să ne completăm una pe cealaltă și să facem treabă foarte bună în poartă, ca să avem rezultate bune, pentru că este sport de echipă și asta contează cel mai mult. Exact, de acord cu Iuli și cred că tot timpul așa relația între portari a fost tot timpul așa mai specială să-i față de celelalte colege. Ne susținem într-adevăr, dar relația asta între doi portari pe același post tot timpul a fost mai aparte oarecum. Și sunt total de acord că trebuie să ne susținem și să ne încurajăm tot timpul și să ne completăm. Aveți, nu știu, să spunem anumite mantre sau anumite cuvinte în momentul în care intrați în poartă, nu știu, vă protejați cumva poarta sau în momentul în care e o lovitură de la 7 metri, te uiți în ochii adversarului și încerci să-l intimidezi. Aveți, nu știu, astfel de lucruri? Nu neapărat. Probabil că sunt o persoană credincioasă, să zic așa, și înaintea unui meci sau tot timpul mă rog Dumnezeu să iasă totul bine și să fie totul cum doresc. Poate acesta ar fi singurul lucru, dar nu am așa niște, nu știu, niște obiceiuri mai aparte, nu. Tu, Iulia? Și eu la fel. Zic doar, Doamne ajută și mă duc cu încrederea în teren. E clar, voi vă lucrați foarte mult corpul și mintea totodată, pentru că e nevoie să vă studiați adversarii, dar ce faceți cu emoțiile? Emoțiile vi le lucrați? Pentru că e o mare diferență între a fi inteligent emoțional, a fi inteligent sau a fi deștept. Și atunci mă gândesc că și sportivii sunt tot oameni și fiecare emoție e greu de gestionat, chiar și pentru voi. Lucrați în sensul acesta, Da. Iulia? Denisa? Eu am pe mama mea care este psiholog și mereu când Ce am, noroc. da, sunt Da. norocoasă. Și atunci când mă doare ceva sau dacă am emoții, vorbesc cu ea, mă liniștește, îmi zice niște lucruri care mă fac să fiu mai calmă și mă ajută foarte mult. Pentru că atunci când ești într-o situație foarte grea, ai nevoie de o persoană care te va susține. Și am norocul ăsta să. Atunci când am o problemă, pur și simplu iau telefonul și eu sunt pe mamă și mereu îmi răspunde și mă liniștește. La tine, Denisa? Da, într-adevăr, pot spune, am lângă mine familia care mă susține tot timpul și mă ajută să trec peste momente dificile. Dar legat de emoții, e clar că pe lângă sport, să zic așa, suntem și oameni și emoțiile acestea sunt inevitabile, dar sunt și benefice oarecum. Trebuie doar să știi să le gestionezi. Fiecare, adică eu personal încerc să lucrez la aspectul acesta, dar cu siguranță e nevoie și de răbdare, de experiență și îmi doresc ca să le pot stăpâni mult mai bine. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente. Start. Dual
Full power. Noul Huawei Mate 20 Pro. Acum o nouă inteligență superioară. Alunele Mochi, de neînlocuit din 1999. În business, un contract nu trebuie să te țină legat. Atunci, întreabă-te de ce în 2018 ești încă blocat ani de zile de abonamentul tău mobil de business. Eliberează-te! Vino la Telecom și ia-ți Freedom, abonamentul care nu te leagă prin contract și îți dă libertatea să modifici oricând numărul de simuri, așa cum e normal în 2018. Cu Freedom ai nelimitat internet 4G, apeluri nelimitate și ești liber de contract. Totul cu 5 euro pe lună. Vino și tu pe businessliber.ro. Cu Braun te poți bărbieri, tunde sau stiliza dintr-o singură mișcare. Fii liber să te concentrezi pe ceea ce contează pentru tine. Aparate de ras seria 3 și stylere Braun. 100% satisfacție sau bani înapoi. Ea e Andreea și el e Alex. Amândoi sunt super îndrăgostiți și super conectați. Dar în timp ce internetul ei e, internetul lui e... Andreea are net nelimitat pe bune pentru toate cafelele, în timp ce Alex n-are giga nici de un share. Ea are 4G non-stop. El are buffering non-stop. Inspiră, expiră. Știi ce mă mega enervează? Că ea n-are grija contractului și poate renunța oricând, în timp ce el împătrânește legat de contract 2 ani. Dacă și tu te simți ca Alex, înseamnă că ai fost păcălit. Așa că vino la Telecom și află ce înseamnă netul 4G nelimitat pe bune, liber de contract la 5 euro pe lună. Hai, net liberare! Din vin, drojdie și cunoaștere, ei floresc spumantul, cristalizând perfecțiunea. Zarea, perfecționată din 1912. Mari forțe ies din scenă, nu înainte să lupte până la capăt. Ziua decisivă pentru calificare. Spectacol final în grupele Champions League. Cel mai frumos fotbal de pe pământ. Marți, 11 decembrie, de la 19:55 și 22. În direct la Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus. Să trăiești live super experiențe. Aceste meciuri vă sunt oferite de Mastercard și PlayStation. Sponsor UEFA Champions League. Champions League plus Europa League plus Liga 1 plus Premier League plus La Liga plus Serie A plus Bundesliga plus bilete la meciuri din Europa plus tricouri originale și mingi cu autograf plus tenis, Formula 1, NBA și tot ce mai vrei. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus și trăiești experiențe live în cele mai bune competiții din lume. FCSB în expediție. La polul frigului din România, Man și Coman vânează punctele care încălzesc clasamentul. Șep și FCSB. Liga 1, noi și ai noștri. Miercuri la 8 seara, în direct la Telecom Sport 1. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus, să trăiești live super experiențe. Și show. Au fost și supergoluri și ratări. Liga a doua mai tare ca niciodată. Termină anul cu fruntea sus. În direct la Telecom Sport. În etapa marelui derby Juventus-Inter, Andrei Radu e dovada că miracolele sunt posibile.
De vineri până duminică, toate drumurile duc în Serie A, în direct la Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus, să trăiești live super experiențe. Gata! Ai tot ce vrei să vezi cu cel mai bun pachet de sport. Telecom Sport Plus. Experiențe live. Vezi toate competițiile pe care ți le poți dori, pe orice ecran sau poate chiar direct de pe stadion. Champions League plus bilete la meciuri în ligă. Europa League plus excursii pe marile stadioane de pe continent. Liga 1 plus mingea semnată de marcatori. Cele mai bune meciuri de tenis plus să strigi Hai Simona din tribune. NBA plus vacanță în America să-ți vezi live idolii. Premier League plus cânti You'll Never Walk Alone chiar de acolo. Real Barça plus primul tău El Clasico de pe stadion și nebunia lui Ronaldo din Serie A. Cele mai bune competiții plus tricoul cu semnătură originală. Intră pe telecom.ro/plus și vezi cum poți să câștigi experiențe live pe marile stadioane ale lumii. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus și trăiești experiențe live în cele mai bune competiții din lume. Joci și tu, câștigi și tu! Rebeli și băieți buni, idoli și oameni de echipă, spectatori și fani pun Spania pe primul loc într-o etapă pasionantă. La Liga, marca așilor. De vineri până luni, în direct la Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus, să trăiești live super experiențe. Doncic, Harden, Paul, Griffin, Davis, titulari de All-Star fac legea în arenă. Duminică, sute de puncte în Dallas, Houston și Detroit, New Orleans, NBA. Spectacol exclusiv la Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus, să trăiești live super experiențe. Mari forțe ies din scenă, nu înainte să lupte până la capăt. Ziua decisivă pentru calificare. Spectacol final în grupele Champions League. Cel mai frumos fotbal de pe pământ. Marți, 11 decembrie de la 19:55 și 22. În direct la Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus. Să trăiești live super experiențe. Fotbalul aprinde luminile de sărbătoare și face atmosferă pe terenurile din Europa. Românii sunt parte din spectacol în UEFA Europa League. Trăim pentru fotbal. Joi, 13 decembrie de la 19:55 și 22, în direct pe Telecom Sport. Ia-ți pachetul Telecom Sport Plus, să trăiești live super experiențe. Relația între voi două, pentru că sunteți amândouă într-o formă foarte bună, sunteți amândouă talentate, fiecare în latura ei, și atunci e clar că, pe lângă faptul că e o relație de umanitate, de colegialitate între voi două, e și acel stimul de concurență, pentru că sunt convinsă că există chiar și acest lucru. În opinia mea, între noi două, adică eu încerc să nu spun chestia asta că este concurență, pentru că cu Denisa mă înțeleg foarte bine, suntem la echipa națională și trebuie să ne completăm una pe cealaltă. De exemplu, dacă începe Denisa și are un meci și face un meci foarte bun, mă bucur din tot sufletul, pentru că este un rezultat pozitiv pentru toată echipa. Uh-huh. Și atunci, de exemplu, când am și eu o șansă să intru în poartă, încerc să-mi fac treaba bună și
Dacă nu mi iese jocul, ne completăm una pe cealaltă. În opinia mea, nu este această concurență. Adică, da, știu că toată lumea zice că e bine să ai o concurență, dar este foarte important să ai o relație foarte bună cu colega ta, să ne susținem, pentru că, de exemplu, și la Time Out povestim, vedem ce greșeli facem și încercăm să nu le mai repetăm. În opinia mea, nu este aceasta concurență. Denisa, care e viziunea ta? Da, într-adevăr, cum am mai spus și Iulie, scopul nostru este acela de a ne completa și de a ne susține. Concurență poate, nu știu, nu putem cataloga așa, poate într-un mod mai benefic, să zic, există, dar nu ca și, să zic, rivalitate sau lucruri de genul ăsta, niciun caz. Nu, noi ne gândim la același lucru, să când intrăm să performăm la nivel înalt, să atunci când una dintre noi poate are o zi mai puțin inspirată, să fie pregătită cealaltă, deci lucruri de genul acesta. Până la urmă, ca un portar să fie foarte bun, de ce are nevoie? Da, e nevoie de, să zic așa, de mai multe ingrediente. Cum am mai spus, se spune că un portar bun ar fi după vârsta de 28 de ani, lucruri de genul acesta. Într-adevăr, la acea vârstă capezi destul de multă experiență și ca și portar ai nevoie. E un pic diferit față de jucătoarele de câmp. Dar nu e o singura regulă, să zic așa. E nevoie de foarte multă muncă, perseverență, ambiție, nu știu să zic, încredere, mai mulți factori. Dar, într-adevăr, că atunci când ajungi la o maturitate, jocul este un pic mai diferit. Tu cum vezi, Iulia? Nu am ce adauga, sunt de acord cu Denisa. E important acel instinct pe care l-ai, că tot aud în lumea sportivilor, am prins o zi bună, am prins o zi inspirată, am fost inspirată. La ce se referă asta, de fapt? Faceți-ne să înțelegem. Da, într-adevăr, fiecare jucător are zile și zile. Atunci când ai, să zic, o zi mare, o zi inspirată, atunci jocul îți iese perfect. Fiecare dintre noi a avut. Da, sunt mai mulți factori. Poate în ziua aceea, într-o ziua meciului, nu te simți la largul tău, nu știu, poate nu ai dormit bine, poate nu știu ce probleme ai putea avea și lucrul acesta îți poate afecta prestația ta în momentul respectiv. Dar sunt și momente de pe cealaltă parte în care, nu știu, te simți în largul tău, te simți cu tonus și atunci lucrurile ți ies mult mai bine. Ca și portar, atunci și când apărarea te ajută și e completarea aceasta, parcă totul iese perfect așa cum ți-ai dori. Da, sunt zile și zile. E greu, nu știu, e aproape imposibil ca și sportiv să ai numai zile bune, zile în care performezi de fiecare dată la cel mai înalt nivel. E practic imposibil. Iulia, îți mai aduce aminte ziua de 5-a 2016? Da. Ce a fost atunci? Atunci am primit cetățenia română. Mă uit la tine în ochișori și văd atât de mult entuziasm când vorbești de România și cred că nu știu cât de mulți români au acest entuziasm, chiar dacă ei s-au născut aici, pe cât îl ai tu, care te-ai născut în Ucraina. De ce ești atât de îndrăgostită de România? Mă simt foarte bine aici. Îmi place țara asta minunată. Îmi place totul aici. Este ca și casa mea. Și n-aș vrea să mă mut de aici. Practic, acordarea cetățeniei te-a făcut pe tine să joci pentru România. A fost momentul în care ai spus, gata, sunt ok din punct de vedere formal să joc pentru țara asta. Da, eu tot din 2012 eram în cantonamente cu Naționala de Tineret. Mi-am dorit foarte mult să vină ziua aceasta de 5 mai 2016. Am avut multă răbdare pentru că, de exemplu, în anul 2013, în decembrie, îmi ziceam,
gata, nu vreau să mai aștept, mai bine mă duc să joc pentru Naționala Ucrainei, nu mai am răbdare, mi-am dorit foarte mult, dar poate nu o să fie așa cum îmi doresc eu. Și părinții mei și domnii antrenori de la Baia Mare mi-au spus că te rog frumos să ai răbdare, România are nevoie de tine, să nu te grăbi cu decizia asta, te rog frumos să mai aștepți. Și când am aflat că vine ziua cea mare, mi-a venit să plâng. Nu mi-a venit să cred. Adică a fost un vis realizat. Ce cuvinte ai învățat prima oară în limba română? Îți mai aduce aminte? Da, brațe și pivot. Da, pentru că sunt portar și trebuia să vorbesc cu apărarea mea. Da, a fost greu. Nu știam română deloc. Vorbeam doar în engleză cu fetele. Dar mă bucur foarte mult că aveam persoane bune lângă mine, care m-au ajutat să învăț limba română foarte repede. În 3 luni deja vorbeam în limba română. Bravo, felicitări! Fetelor, vă mulțumesc mult de tot! Acum, pe final de emisiune, am câteva întrebări scurte pentru voi. Cine se oferă? Hai, Iulia. Mulțumesc. Iulia, care este frica ta cea mai mare? Frica mea cea mai mare? Nu pot să zic că mi-este frică de ceva anume. Mi-e frică de Dumnezeu. Care este cel mai mare regret? Cel mai mare regret? Că nu am putut să stau foarte mult cu familia mea. Care este cea mai mare realizare? Obținerea cetățeniei române și posibilitatea aceasta să joc și să reprezint România. Wow! Ce nu ai putea ierta? Minciună. Nu-mi plac oamenii care mă mint. Care este principala ta calitate? Sunt ambițioasă. Acum, Denisa, care este frica ta cea mai mare? Da, cred că ne asemănăm așa un pic. Frică, dar nu am de ceva, chiar de nimic în mod special. Totuși, frica de Dumnezeu e crea sfântă. Care este cel mai mare regret? Cel mai mare regret ar fi, pe plan profesional, să zic așa, faptul că poate nu am obținut rezultate mai bune la echipa națională. Mi-aș fi dorit din suflet să obținem rezultate mai bune la anumite competiții. Iar pe plan personal, faptul că am fost uneori mai departe de familie. Care este cea mai mare realizare? Să joc pentru echipa națională. Ce nu mai puteai ierta? Cred că tot așa, minciuna, chiar nu mi-ar plăcea să fiu, nu-mi place să fiu mințită, lipsa asta de respectare cum. Și care este principala ta calitate? Perseverența și dorința asta de a reuși. Da, cred că și pe plan, să zic așa, personal, cred că sunt o persoană destul de prietenoasă, așa. Bun, vă mulțumesc mult de tot și mult succes aveți. Mulțumim în continuare. Și noi. Continuăm poveștile din handbal la Zoom Sport. Venită sezonul acesta la CSM București, Dragan Azvici s-a adaptat perfect. Ce alte pasiuni mai are în afară de handbal, vedeți chiar acum. Dublă câștigătoare a Ligii Campionilor la handbal cu Buducnost, Dragan Azvici vrea să-și treacă trofeul în palmares și cu CSM București. Sârboaica putea avea însă alt destin dacă mama sa i-ar fi permis să joace fotbal în copilărie, așa cum visa ea. Mingea o ascultă și o iubește pe Dragana și atunci când trebuie să joace cu piciorul, nu doar cu mâna. Pivotul CSM-ului se relaxează jucând fotbal și și-a găsit și un partener de bază. Este vorba despre Luca, băiețelul colegei sale, Barbara Lazovici.
În lipsa unui portar, Dragana a improvizat. L-a cooptat în echipă pe reporterul Telecom Sport, care nu i-a fost însă de mare ajutor. Yes, my favorite football team is Red Star from Belgrade. Second one is Real Madrid. These two teams was my dream when I was a child that I would like to play there. And football player, first one is Zinedine Zidane and now is Cristiano Ronaldo. So you keep in touch with all that happens in football? Yes. Aceasta a fost emisiunea Zoom Sport de astăzi. Sunt Gianina Iacob. Vă invit să rămâneți în continuare pe programele Telecom Sport. Ne revedem miercurea viitoare. Pe curând!